Dragi clienți ai programului pentru locuințe Casa Loco, iată-vă visul îndeplinit. După 16 ani de la plata primei rate, a sosit momentul să intrați în posesia casei. Domnul Popescu. Prezent. Dumneavoastră aveți o garsonieră confort 1, dublu ultrasporit, gresie faianță, îmbunătățiri, 600 de metri pătrați. Wow. 600 de metri pătrați? Da. O garsonieră? Da. Bravo, domnule, te-ai scos! Domnule Popescu, după dumneavoastră. Mulțumesc! Ce faci, tataie? Băi, nu văd nimic, nu se vede nimic, măi. Crezi că dacă acum suntem vecini, îți permiți orice? Dar nu, eu... Mai, oameni buni! Măi, oameni buni! Țineți-vă unii de alții și veniți după mine! Vezi, hai, ține-te acum. Vrea cineva să facem o pauză? Să bea o gură de apă? Să-și pună haina cu el? Bine, hai! Popas! Mergem de 10 minute, am fi pe drumul cel bun? Hai că nu mai poate fi mult! Haideți! Hai, după mine! Haideți, domnul Popescu, uite, am ajuns. Gata, asta e. S-o stăpâniți sănătos. Domnul Popescu, nu faceți oficiile de gazdă? Păi și aia, 600 de metri pătrați. Păi de acum holul de 583 de metri pătrați nu-l puneți la socoteală? Oh, da, mă scuzați. Atunci, ce să zic, luați un loc să vă fac un ceai, o cafea? Nu, mi-e teamă că apa și gazele nu urcă până aici deocamdată, dar cu prima ocazie, cu cea mai mare plăcere. Noi trebuie să mergem, mai avem și alte chei de dat, haideți. Veniți atunci, vă aștept oricând sunteți, bine veniți. Da, dacă găsim drumul, da, cu plăcere. Să stăpânești sănătoți vecine, să... Familia Neamțu. Noi suntem. Da. Aveți un apartament cu două camere de comandat, mobilat după cele mai noi standarde, parchet, covor, jacuzzi. Super! Da. Cheia. Vă mulțumim. Da. Să mergem. Ce e asta? Totul e pe dos aici. Dar de ce sunt toate mobilele pe tavan? Cum adică? Păi asta e bună, depinde cum te uiți. Mai degrabă noi stăm cum nu trebuie. Și atențiune, nu trebuie să dați drumul la apă în cadă sau în chiuvete, pentru că inundați pe vecinul de sub. Oricum nu trebuie să dați drumul la apă, asta este clar. Și acum haideți că aveți de aranjat pe aici prin casă, oricum s-o stăpâniți sănătos. Haideți, domnule, haideți. Familia Bălan. Noi suntem. Da. Dumneavoastră aveți un apartament extrem de spațios, cu foarte multă lumină naturală, aer curat, și beneficiați de o superbă priveliște asupra parcului. Wow! Da. Poftiți cheia? Cheia? Mulțumim. Sunteți pregătiți? Da! Hai să mergem! Ia uite ce frumos este, uitați-vă, ce frumos, aer curat și sincer vă invidiez. Ia uite, suntem vecini. Da? Da. Uite, vila aia de acolo, aia cu verde din spate, o vedeți? Aia e a mea. Bine, dar noi suntem afară. Da, exact, asta este. Vă imaginați ce frumos trebuie să fie vara, să stai în sufragerie, să numeri stelele, să... Ia uite că m-a picurat. Să mă chemați când faceți primul grătar. Dar stați, domnule, veniți la noi! Domnule, stați, domnule! Închid eu ușa ca să nu se facă curent.